Deputatul Constantin Bârcă și-a prezentat activitatea parlamentară în cadrul unei conferințe de presă organizate săptămâna trecută la sediul PSD Călăraș. Deputatul a vorbit astfel despre activitatea în Comisia de Agricultură și amendamentul depus la bugetul de stat pe anul în curs pentru despăgubirea fermierilor afectați de secetă. După cum știți, săptămâna aceasta au început lucrările în Comisia de Agricultură, Silvicultură și în cadrul acestei ședințe am aprobat proiectele care erau pe ordinea de zi și mă refer aici la schemele de ajutor de stat pentru crescătorii din zootehnie, mă refer la crescătorii de bovine, sectorul avicol și în suine. În această săptămână, de asemenea, am ajuns la câteva concluzii și anume că trebuie de îndată să facem un amendament la bugetul de stat pe anul 2021 cu privire la despăgubirile de secetă. Mă refer la culturile înființate în primăvara anului 2020. După cum știm, acestea nu au beneficiat de o ordonanță de urgență. Nu s-a făcut nimic în acest sens. Nu există un proiect de lege pe site-ul Ministerului Agriculturii, drept pentru care vrem să ne asigurăm că bugetul de anul 2021 va cuprinde și acești bani necesari, bani care va trebui să ajungă la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, bani necesari pentru fermierii noștri pentru a-și continua lucrările. După cum știm, despăgubirile de secetă pentru culturile înființate în toamna anului 2019 nu au fost date în integralitate, ci doar 87,2%. Sperăm că acest lucru se întâmple în perioada imediat următoare. Pe plan local, după cum știți, am deschis un birou parlamentar. Unul se află aici, în sediul Partidului Social Democrat, celălalt se găsește la Arhiu Garăl. Vom inaugura în urma discuțiilor cu colegii noștri, cu domnul președinte, poate chiar săptămâna viitoare, sâmbătă. În programul acestor birouri va fi următorul. Începem cu ora 10 în fiecare joi la sediu, aici la Călăraș, iar vineri, începând de asemenea cu ora 10, la Arhiu Garăl. Aștept călărășenii, cei care au probleme, și problemele lor sunt și problemele noastre, probleme pe care sper să reușesc să le rezolv, să vină, să auzim și să vedem cum putem să ne implicăm în rezolvarea lor. De asemenea, împreună cu colegii mei parlamentari, ne vom implica în perioada următoare cu privire la proiectele viitoare pentru dezvoltarea locală.